Această emisiune este oferită de Maurer Imobiliare și Privilej Automotiv. Ora 20, doamnelor, domnilor, bun găsit! Urmăriți o nouă ediție a emisiunii Business la Superlativ și vă mulțumesc! În această seară vorbim despre povestea de succes a companiei fondată de familia Cornea, vorbim despre brandurile Ana Cori și Denis. Pentru început, urmărim o nouă ediție a rubricii Afaceri de mare viteză cu antreprenorul Dragoș Dumitrașcu și revenim aici la Business la Superlativ. În această ediție a rubricii Afaceri de mare viteză cu Dragoș Dumitrașcu discutăm despre intervalul la care ar trebui să ne schimbăm mașina și vedem de ce ar trebui să apelăm la serviciile unui dealer precum Privilege Automotiv. Bine ai revenit, Dragoș, mulțumesc tare mult! Bine v-am regăsit și mulțumesc frumos pentru invitație! Am asigur, noi am mai discutat de-a lungul timpului despre intervalul la care ar trebui să ne schimbăm mașina, că e de 3 ani, că e de 5 ani, că e de mai puțin, dar depinde de mulți factori. Dacă ar fi pentru tine de profit, poate chiar la un an să fie cât mai bine. E important să ne dai un sfat nou, da, clienților, consumatorilor, care este intervalul optim la care ar trebui să schimbăm o mașină rulată, cât mai aproape de realitate și cu kilometri cât mai puțin, dar totuși rulată și mai mult decât atât dacă contează și suma pe care am plătit-o pentru ea și brandul, pentru că o mașină foarte scumpă, cum spune și tu, Ferrari, nu știu dacă trebuie schimbată la un an, doi. Tu o să-mi spui mai multe. Da, într-adevăr ne-am dorit să schimbăm mașinile pentru noi ca și business cât mai repede, însă sunt niște considerente pe care trebuie să le luăm în calcul. Principalul considerent ar fi acela al deprecierii mașinii pe care o achiziționăm. Unele mașini se depreciază mai repede, au o depreciere accelerată, altele au o depreciere mai mică în funcție de model, marcă, motorizare, toate aceste lucruri concură către o chestie individuală și separată. Însă dacă ar fi să generalizăm așa, într-adevăr o mașină, din momentul în care o achiziționăm, ar trebui să o schimbăm la un maxim 3 ani de zile. De preferat ar fi după un an, 2 ani de zile să schimbăm acea mașină. Dar la un 3 ani de zile consider că ar fi maximul în care ar trebui să schimbăm mașina. Deci după 3 ani de zile deprecierea mașinii devine una destul de accelerată. Riscăm să apară modele noi pe acel produs, da? Pe acel segment, pe acel model, da? De mașină, marcă. Și atunci lansarea unui model nou va deprecia și mai tare modelul pe care noi îl avem în prezent, pentru că nu o să fie modelul ultim, poate penultim, dar apărând un alt model, deja nu mai avem modelul penultim și atunci deprecierea este și mai mare. De asta zic că un interval de, să zicem, mediu 24 de luni ar fi un interval corect. Ne-ar asigura posibilitatea unei garanții din partea noastră ca și dealer, pentru că noi oferim în funcție de marcă și model o garanție de 1-2 ani de zile și atunci orice client ar fi un pic mai safe din acest punct de vedere. Ar asigura posibilitatea unei apariții al unui model nou și atunci i-ar permite să piardă cât mai puțin la o astfel de mașină. Da, deci un 24, maxim 36 de luni ar trebui schimbată mașina. Cine se desparte cel mai repede de o mașină? Un bărbat sau o femeie? E mașina mea, m-am atașat de ea, eu știu, acolo am parte din viață. Și bărbații și femeile se atașează foarte mult de mașini, mai ales dacă își cumpără mașina visurilor mult dorită. Că dacă în copilărie te gândeai că vei vrea să conduci o mașină super sport și ai reușit să ți-o permiți, și atunci e clar că atașarea de mașina respectivă devine una foarte, foarte mare. Însă femeile sunt mai statornice, în sensul în care dacă mașina respectivă oferă confortul necesar deplasărilor zilnice, oarecare imagine și o experiență de condus destul de bună, schimbările devin din ce în ce mai rare. Bărbații, în schimb, apreciază o motorizare nouă în plus, un model nou în plus, înțeleg un pic mai mult partea tehnică și propun să înțeleagă mai mult partea tehnică și atunci cumva detașarea de astfel de achiziții, deci de a păstra o mașină cât mai mult timp, devine una destul de redusă și atunci își doresc să schimbe mașina mai repede. După acești 3 ani, termenul rațional pe care tu îl recomanzi în calitate de expert, ce fac cu mașina? O vând în altă parte? O aduc la tine la showroom și o vinzi tu ulterior? Pot să fac schimbul acesta? Practic îmi las mașina, mai primești și bani la schimb dacă vreau ceva mai ieftin, o investiție, da? Am nevoie de bani? Sau
vreau o mașină mai scumpă, de cele mai multe ori mă gândesc că așa se întâmplă și atunci cu acea mașină dau mașina, mai aduc un adaos și plec cu altă mașină pentru care o să fac o pasiune. Foarte puține ocazii avem în care clienții noștri fac un downgrade la partea asta de mașină și anume doar că exact, cam astea sunt motivele. Vor să facă o anumită investiție într-un business și atunci preferă să renunțe la un asset, cum este mașina, pentru că știu că și-l pot permite imediat în ce investiția respectivă o va produce. Alții poate au părăsit un anumit mediu de business sau țara și atunci se relochează și atunci, da, pot să renunțe și acolo, dar foarte puțin renunță pentru simplu fapt că doar vor să-și vândă mașina și atât. Marea majoritate a clienților noștri vor un upgrade la partea de mașină. Dacă am stabilit că un 3 ani, maxim un 3 ani de zile ar fi un termen foarte, foarte bun, e clar că sunt genul de mașini pe care noi le-am putea comercializa ușor. Și atunci suntem atrași de a face un buyback cu clientul respectiv. Clientul scapă de grija unei vânzări de mașină, știe că o primește destul de repede și pe cea nouă pe care și-o dorește, mai ales dacă a mai lucrat cu noi, știe că lucrurile se întâmplă în termenul stabilit și în condițiile stabilite și atunci liniștea achiziției este una foarte importantă. Iar dacă clientul nu este mulțumit de propunerea noastră de buyback sau pur și simplu mai amână un pic achiziția unei mașini viitoare, atunci da, putem să-l ajutăm și în regim de consignație. Firește că nu putem lua orice mașină în regim de consignație, din punct de vedere al spațiului și din punct de vedere al calității mașinii pe care o primim, în sensul în care dacă sunt mașini vândute de noi și doar aduse pentru un buyback, șansele de a le revinde sunt mult mai mari pentru că știm mașina, știm calitatea și doar să nu fi suferit ceva daune în utilizarea ei majore, să poată să schimbe decizia noastră de achiziție. Iar la partea asta de regim de consignație, da, de remarketing, să putem ajuta, o facem cu succes, o facem destul de bine, însă impunem niște condiții destul de drastice clienților noștri care vor să-și vândă mașina, în sensul în care îi rugăm să facem o expertiză de service, ne uităm foarte atent la mașină, analizăm eventualele daune trecute și coroborăm prețul să fie un preț corect, pentru că ne dorim să avem și noi la rândul nostru niște prețuri, chiar dacă nu sunt mașinile noastre, niște prețuri competitive. Să-i putem ajuta și consiliem în sensul acesta pe client să-și aleagă un preț corect. Pentru că foarte mulți clienți, atașați fiind de mașină, o văd ca fiind mașina lor cea mai bună. Într-adevăr, nu excludem că n-ar putea fi lucrul acesta, că a fost o mentenanță corectă, că uzura mașinii este una foarte mică, însă și piața trebuie să fie coroborată cu valoarea și cu modul cum arată și cum se prezintă mașina. Dincolo de aceste detalii raționale care țin efectiv de recomandările tale de specialist și din experiența ta, da, masivă pe acest domeniu, mai sunt și alți factori sociali, emoționali. Am schimbat vârsta, 30, 40, 50, m-am căsătorit sau am schimbat locul de muncă, am schimbat locuința și atunci îmi schimb viața. Sunt alți factori care intervin în dorința de achiziție? Da, sunt factori care intervin în achiziția unei mașini. Foarte mulți din clienți și mai ales publicul masculin, da, clienții noștri bărbați, chiar îmi spun, mașina aceasta îmi place, arată bine, dar cred că ar fi bine să o am când am o vârstă de 50 de ani, poate având o vârstă de 30 de ani. Acum vreau ceva mai dinamic, vreau ceva mai sport, iar după o anumită vârstă vor ceva mai elegant, ceva mai confortabil. Cred că și mașina, fiind o extensie a unei persoane, vine la pachet cu trăirile și emoțiile pe care le are persoana respectivă. Dacă atunci când ești mai tânăr dorești poate să ieși în față sau dorești să ești o persoană mai dinamică, mai sportivă, vezi lucrurile în felul respectiv. Te duci pe o mașină mai sport, mai puțin spre o mașină practică sau confortabilă. Pe măsură ce avansezi, îți dai seama, îți setezi alte valori, poate ale vieții și atunci o să observi că și mașina pe care o conduci nu se mai corelează cu valorile pe care ți le-ai, noile valori pe care ți le-ai impus. Și atunci dorința de schimbare a mașinii devine imediată pentru a fi extensia ta în continuare și valorile pe care le exprimi. Chiar dacă suntem la o emisiune serioasă de business, dar nu pot să nu zâmbesc, de cele mai multe ori se spune despre bărbați că atunci când vor să facă o achiziție, și anume o nouă cucerire, și anume doamna de lângă ei, în cazul în care nu sunt căsătoriți, schimbă mașina. Se mai aplică și în 2023? E clientul ideal pentru tine ca business? Orice client este important pentru noi și orice categorie de clienți. Noi excludem și nici nu facem o anumită canalizare a clienților noștri. Ne dorim să fie clienți cât mai diversi. Da, dacă noua etapă a vieții presupune o nouă relație sau presupune o relație mai serioasă de viitor, da, atunci e clar că
lucrurile se schimbă și clientul respectiv va dori o altfel de mașină. Nu neapărat că a cucerii este important, pentru că, da, este important și mașina pe care o ai, dar consider că cel mai important este felul tău de a fi și atunci... Omul. Și atunci dacă punem în primă relație și în primul lucru omul, mașina nu mai devine un punct foarte important al unei achiziții. Și de asemenea mă gândesc că și doamnele și domnișoarele care pun preț pe partea asta de imagine, nu știu dacă e chiar cel mai important lucru. E clar că ne dorim să avem lângă noi oameni cu imagine cât mai bună și să-i ajutăm și să ne susținem reciproc, pentru că este o chestie reciprocă. Acum rămâne să vedem ce noul an cu ce surprize vine și în partea aceasta. Sigur că întrebarea mea și de cele mai multe ori pentru propriul ego, pentru propriile ambiții, pentru propria plăcere facem aceste lucruri și nu neapărat poate pentru ceilalți. Se poate cataloga și în această imagine de impact. Pentru că ajungem ușor ușor la concluzii, te întreb dincolo de showroom-ul tău despre care ne-ai spus unde este situat, pe ce site al tău te găsim efectiv? Site-ul nostru propriu este privilegiauto.ro. E un site la care, așa cum am spus, de la anul din primăvară va fi de fapt o platformă, nu mai fi un simplu site, în care fiecare client își poate face un user, o să fie o platformă friendly, o platformă care ne va permite să ne lase mesaje, lucruri, notificări, doresc să schimb mașina, să-l ajutăm să-și vândă mai ușor mașina, îndeplinind criterii și niște pași foarte bine stabiliți acolo, să cumpere o mașină mult mai ușor cu o plată online, direct, fără să mai implicăm, nu știu, 10 transferuri, 10 bănci, 10 proforme și toate celelalte, cu generarea direct din aplicație. Adică sunt niște lucruri inovative la care noi lucrăm, dar pe care nu le putem implementa într-un timp atât de repede, fără a le verifica, fără a le testa. Consider că orice inovație este foarte bună, însă trebuie verificată în timp pentru a asigura și a oferi, de fapt, clienților și o siguranță în achiziție. Dragoș Dumitrașcu, îți mulțumesc frumos pentru informațiile oferite în această ediție și ne revedem săptămâna viitoare aici la Afaceri de Mare Viteză. Mulțumesc frumos pentru invitație! Am revenit, suntem în continuare la Business la Superlativ și vă reamintesc faptul că ne puteți urmări în toate rețelele de cablu din România, dar și în mediul online, pe canalul nostru de YouTube Live și pe site-ul nostru a7tv.ro la secțiunea Live. Despre afaceri fabricate în România, așa cum avem și noi campania de sprijinire a economiei locale, discutăm în această seară. Vorbim despre o companie de familie care s-a extins și în acest moment depășește peste 30 de magazine în România. Despre ce este vorba, care este istoria acestei firme și mai ales ce investiții necesită o astfel de companie. Ne va spune Denis Cornea, asistent manager Ana Cori și Denis. Bună seara, mulțumesc! Bună seara și eu vă mulțumesc pentru invitație și sunt bucuros că pot împărtăși povestea Denis cu voi în această seară. Profil profesional, profil de antreprenor, de antreprenor în devenire, de mare antreprenor, a spune eu, Denis. Cine ești într-un minut dincolo de business? Sunt un tânăr pasionat de modă, eleganță și frumusețe în același timp. Pe lângă pasiunea pentru pantofi, am o mare pasiune pentru mașinile de epocă. Sunt două pasiuni care se potrivesc foarte bine datorită bunului gust, rafinamentului și frumuseții. Sunt binecuvântat să fac parte dintr-o familie numeroasă, 5 fete și un băiat, doar eu. De asemenea, am o soră geamănă pe nume Iulia, pe care o ador și cu care am crescut și îi mulțumesc că m-a ajutat mereu să devin cea mai bună versiunea mea. Și cei mai buni profesori ai mei în formarea mea profesională sunt tatăl meu și mama mea. Și da, sunt un antreprenor în devenire, căruia îi place foarte mult domeniul în care activează și care e mereu condus de pasiune. Condus de pasiune. Afacerile se conduc cu foarte multă pasiune. Ai adus în discuție familia ta, pentru că spuneam că este o afacere foarte frumoasă de familie. Dar până la Denis, care îți poartă și numele, acest brand, da, de încălțăminte pentru bărbați, a fost Ana Cori, care vine de la numele mamei tale. Care este, de fapt, povestea brandului? Când apare? Denis Shoes apare în anul 1985, chiar înainte de comunism. Este brandul fondat de tatăl meu, cu doar 273 împrumutați de la bunicul meu. Banii au fost folosiți pentru a cumpăra o mașină de cusut, pentru a putea coase primele fețe de pantofi. Tatăl meu a fondat brandul pentru că a văzut o nevoie acută în piață pentru încălțămintea de piele și a reușit să creeze prima pereche de pantofi pe care i-a prezentat-o mamei sale, pentru că atelierul a fost creat în casa bunicilor mei. Mama sa
a fost foarte încântată de prima pereche de pantofi pe care i-a oferit-o și l-a încurajat să meargă mai departe și să crească acest business. Ulterior și-a luat ucenici, cum erau numiți pe vremea aceea, încă 5 tineri. Iar ușor, ușor a reușit să implementeze încălțămintea în serie și după un anumit timp a reușit să deschidă o fabrică chiar la Vicovu de Jos, de unde este el de origine, cu peste 100 de angajați. Însă pentru că cererea era în continuare foarte mare, a decis să deschidă două linii tehnologice la Suceava, două linii tehnologice de cusut fețe la Suceava. Și cu timpul, pentru că din punct de vedere logistic era foarte greu, a decis să creeze o nouă fabrică la Suceava în anul 2002. Îmi povestește mereu că pe vremea aceea procurarea de materii prime se făcea foarte greu, înainte de comunism, adică în 85, chiar când a început. Se lucra printr-o cooperativă de consum, pentru că nu era mediu privat, totul era al statului. Și am reușit să înțeleg cât de multă determinare, cât de multă pasiune și cât de multă motivație a avut pentru a aduce brandurile Ana, Cori și Denis la acest nivel, pentru că nu i-a fost deloc ușor și au reușit să devină unul dintre cei mai mari în România. Foarte frumos, o poveste chiar impresionantă și încă o dată îți mulțumesc tare mult că ați dorit să participați la această emisiune. O poveste fabricată în România de la o primă pereche de pantofi, practic o poveste atât de încărcată de autenticitate și de emoție. Ana Cori vine de la numele mamei tale. Practic, Ana Cori este divizia pentru femei, da, pentru dame, de genți, de pantofi și de accesorii din marochinărie, din piele. Iar Denis, în acest moment, regăsim ca o linie masculină. Să ne întoarcem un pic la Ana Cori. Am văzut foarte multe magazine. Sunt peste 30 de magazine în România, fie că vorbim despre magazine stradale, în marile orașe, fie că vorbim despre magazine în centre comerciale. A devenit un brand pentru că, dacă n-am cunoaște foarte bine, nici n-am ști că e un brand românesc. Atât de bine arată designul. Da, Ana Cori poartă numele mamei mele. Apariția numelui Ana Cori este una amuzantă, dar în același timp frumoasă. Ana Cori s-a născut pe o bucată de șervețel într-o seară la un restaurant. Numele a fost conceput de un brand manager și un brand expert, aș putea spune, în domeniul modei. Tatăl meu și cu mama mea se aflau la restaurant într-o seară cu un prieten de familie italian, iar acest prieten italian a adus cu el un alt prieten care era brand expert și i-a fost prezentată ideea despre crearea unei linii de încălțăminte de damă, doar că nu se găsea numele. În acel moment, acest brand expert l-a întrebat pe tatăl meu cum se numește soția ta. El i-a spus Ana Cornea, a cerut un pix de la chelner și a scris pe șervețel Ana Cori și așa s-a născut numele Ana Cori. Foarte frumos. Care ar fi mesajul, sloganul pe care îl transmite Ana Cori în acest moment sau pe care l-ați gândit de-a lungul timpului? Ana Cori e brandul care transmite multă feminitate, multă poveste și multă eleganță. Prin produse încercăm să transmitem mereu atemporalitate și multă frumusețe și un suntem recunoscuți pentru pantoful clasic, în mod special pentru încălțăminte elegantă și pentru produse inovative, aș putea spune. Bun. În acest moment m-aș întoarce foarte mult la structura afacerii complexe, o companie da, care integrează atât de multe linii și pentru femei și pentru bărbați, atât de multe divizii, probabil atât de multe departamente. Aveți o fabrică comună în acest moment pentru ambele linii, Denis și Ana Cori? Da, ambele branduri se produc în aceeași fabrică, în fabrica Denis de la Suceava. Și atât partea de încălțăminte, cât și partea de marochinerie sunt toate integrate într-un singur loc. Bun. Deschiderea unui magazin, pentru că ne întoarcem la Ana Cori, ce presupune, de la ce investiție pornește o astfel de unitate de retail, practic? Când vorbim despre un magazin într-un centru comercial, putem vorbi de o investiție de aproximativ 100.000 de euro.
dar recent și chiar acum lucrăm la noul magazin al fabricii, care este un magazin emblematic pentru noi. Iar acolo putem spune că investiția s-a ridicat la aproape 1 milion de euro. Și urmează să facem inaugurarea chiar în curând, în noiembrie, așa că dacă veniți prin Bucovina pe la Suceava, vă așteptăm cu drag. Foarte frumos. Dar acest magazin va fi, nu știu, un magazin de tip showroom? Adică de ce necesită o astfel de investiție? Ce colecții vom regăsi sau ce are inedit față de celelalte magazine? Va fi un magazin de 700 de metri pătrați, cu mult mai multe produse, cu colecții capsulă, cu evenimente organizate periodic, în care exemplificăm și le arătăm clienților cum se fac anumite procese din fabrică. Și un magazin care, da, va fi diferit din punctul acesta de vedere, pentru că veți găsi și alte produse față de magazinele standard din țară. Foarte important. În acest moment, cum arată structura brandurilor, în sensul în care avem fabrica și, în general, fabrica este practic piramida, fundația de unde pornesc aceste linii vestimentare pe care noi le cumpărăm online sau din magazine. Câte departamente aveți? Nu știu, departamentul de achiziții de materii prime, departamentul de schițe, te vedem chiar pe tine în aceste imagini, foarte frumos. Departamentul de producție, departamentul de design și creație, până la a vedea exact cum se promovează. Câte unități include fabrica în acest moment? Fabrica include două sectoare foarte bine definite, sectorul de producție și sectorul comercial. În sectorul de producție mă aflu eu cu tatăl meu, Ilie Cornea, pe care îl vedem de asemenea în această fotografie. Iar pe partea comercială se află surorile mele, Andreea și Iulia, și mama mea. Pentru partea de producție aș putea spune că avem mai multe subdiviziuni, iar pentru partea comercială suntem împărțiți pe departamente. Partea de marketing și imaginea firmei o controlează sora mea, Andreea Cornea, care este director de imagine și brand ambasador și manager de brand. Partea comercială plus logistica o controlează mama mea și sora mea, Iulia Cornea, iar partea de producție, tot ce înseamnă partea de producție, o controlez eu cu tatăl meu. Foarte frumos. Și câți angajați aveți acum la nivel general, dacă ar fi să însumăm fabrica, practic producția, distribuția, promovarea și poate chiar oamenii care vând produsele în magazin? La nivel general, în momentul de față, avem 550 de angajați. Sunteți și un mare angajator, aveți și un brand de angajator dincolo de frumusețea pantofilor pe care îi comercializați. Da, așa este. Oferim, putem spune că este o întreagă industrie. Foarte important și cred că asta este și o responsabilitate foarte mare, în sensul în care avem tot felul de provocări globale, cum a fost pandemia, și atunci sunt multe companii care și-au redus activitatea. Când ai 500 și ceva de angajați, dincolo de profit, dincolo de firma, de compania pe care o deții, cred că te gândești și la traiul lor zilnic. Sigur că da, luăm în calcul toate majorările. Inflația, de asemenea pandemia, a fost un timp dificil pentru noi ca firmă, dar mereu încercăm și mereu am încercat să le oferim beneficii cât mai multe și să nu fie doar un câștig propriu, ci să fie, să zic, o mulțumire bilaterală, fie toată lumea să fie mulțumită și să oferim servicii cât mai bune și condiții cât mai bune. Denis, am vorbit așa despre investiția la nivel de unitate de retail, anume magazinele Anacori. Dar mă gândesc acum, aveți sigur cifre importante de afaceri an de an pe care le rulați, practic banii pe care îi obțineți de cele mai multe ori investiți în dezvoltare, în deschidere de unități, eu știu, în tehnologizare, în inovare, cercetare, dezvoltare. La nivel general, unde merg cei mai mulți bani de investiție? În promovare, deschiderea de unități, magazinele din mall, în materii prime sau în, eu știu, dacă vrei tu, resursele tehnologice și tehnice cu ajutorul cărora inova și produceți produsele voastre? Businessul nostru implică investiții majore în orice sector, pentru că, din punct de vedere al producției, trebuie să ținem pasul cu ultimele tehnologii pentru a produce pantofi de ultimă generație și pentru a investi în inovația utilării fabricii.
De asemenea, pentru partea de promovare avem un buget destul de mare, aproximativ 300.000 de euro la nivel anual. Deși este un business de familie, se funcționează cu efectul bulgărului de zăpadă. Dacă nu investești, nu ai rezultat. Iar, da, este un business care necesită multă investiție la, și la nivel trimestrial și la nivel anual. Însă reușim să performăm și reușim să facem investiții care să ne aducă mereu beneficiu, să ne aducă mereu... Plus, de valoare pe care și voi o aveți și pe care o oferiți și clientelor voastre. Și chiar așa, care este profilul clientei, să zicem, Ana Cori, în acest moment? Nu știu, este o femeie pe la ce vârstă, cu ce tip de venit, cu ce aspirații profesionale, cu ce stil vestimentar? Aș spune că este tipul de femeie cu care se încadrează în vârsta 25+. E tipul de femeie cu un venit mediu spre ridicat, care adoptă ținutele office, ținutele elegante și care preferă calitatea, bunul gust și rafinamentul. Foarte important. Și pentru că sunt oameni care ne urmăresc cu siguranță dintre telespectatorii noștri și telespectatoarele noastre, desigur, cumpără, da, consumă brandul acesta românesc și foarte frumos și elegant de asemenea, dar poate sunt oameni care ne urmăresc și poate sunt interesați de produsele voastre, care este marja de preț? Nu știu, de unde pornesc prețurile și unde, până unde pot ajunge? Aici vorbim deja despre categorii diferite de produse. Pentru că oferim o gamă largă de produse. Desigur că pentru încălțămintea mai lejeră, încălțămintea smart casual, avem prețuri mai mici, care au un preț de pornire de undeva, un preț de pornire de aproximativ 250 de lei, dar putem ajunge și la prețul de 900, chiar 1000 de lei, când vorbim despre un rucsac la care se lucrează aproximativ 3 zile. Care dintre procesele acestea, adică practic liniile voastre, fie că vorbim despre accesorii, curele, portofele, genți, dar și pantofi, sunt anumite linii care se realizează mai mult manual sau care este procesul de execuție? Cât este, eu știu, automat prin tehnologizare și cât manual? Deși suntem una dintre cele mai tehnologizate companii din Europa, aproape toate procesele sunt supravegheate de operatori, adică de oameni, pentru că în încălțăminte și în marochinare e imposibil să faci un produs cap-coadă fără să ai acea amprentă umană. Este nevoie mereu de acea verificare umană care să știe că totul, că utilajul a funcționat cum trebuie, că fiecare detaliu este pus la punct și că produsul a ieșit conform cu produsul omologat. Dacă ne gândim la Ana Cori, o să ajungem evident și la linia Denis, adică linia masculină, câte produse ies de pe poarta fabricii, nu știu, ori zilnic, ori lunar, depinde cum vă faceți voi bilanț? În momentul de față, lunar ies aproximativ 40.000 de perechi. În urmă cu 12 ani reușeam să producem anual 1,2 milioane de perechi, dar în momentul de față am pus foarte mare accent pe calitate și în continuare punem accent pe calitate pentru că aceasta este misiunea grupului Denis, a brandurilor Ana Cori și Denis, de a oferi un produs cât mai calitativ. Desigur că încălțămintea de damă are o vânzare mult mai ridicată decât cea de bărbați. Și deși preferăm să producem cantități mai mici, dar să oferim un nivel de calitate cât se poate de ridicat. Ceea ce de-a lungul timpului ați crescut și prețul odată cu această diversificare, trecerea de la volum la totuși un volum mai mic, dar eu știu, o personalizare a produselor. Sigur că da, au crescut și prețurile pentru că și noi am investit mai mult în materia primă și în calitatea materiei prime, care provine aproape exclusiv din Italia.
Lucrăm cu furnizori de top din Italia, cu furnizori care lucrează cu brandurile consacrate în ceea ce privește lumea modei. Nu facem rabat deloc de la calitate, ci vrem mereu să creștem, vrem mereu noi să ne îmbunătățim și să îmbunătățim experiența clienților noștri atunci când cumpără un produs Denis și Ana Coi. Denis, pentru că suntem la o emisiune de afaceri în România, avem și o campanie aici la Business la Superlativ denumită Sprijinim economia României prin consumul de bunuri și servicii fabricate la noi în țară. Iar compania pe care o reprezinți tu este poate chiar un segment important din această campanie. Motiv pentru care te întreb și pe tine, la rândul tău, consum din România, bunuri, servicii, eu știu, materii prime. Sigur, încerc și pe plan profesional, în primul rând, să consumăm cât mai mult din România, chiar din piața locală, să susținem producătorii locali. Iar pe plan personal încerc să consum doar din România, când vorbesc chiar de la îmbrăcămintea pe care o port până la mâncarea pe care o consum zi de zi. Deci e important să punem umărul la economie și să îi sprijinim și pe ceilalți, pentru că ați înțeles cât de dificil e să ajungi la un venit, la un nivel de creștere de încasări și așa mai departe și la un nivel al brandului. Doar umăr cu umăr se poate ajunge la acest nivel. Sigur că da, e nevoie să fim uniți, mediul de afaceri să fie cât mai puternic, iar un mediu de afaceri pentru a deveni puternic este nevoie de o strânsă legătură între producători și o înțelegere a sistemului economic, pentru că așa funcționează. Cu cât achiziționezi mai mult, cu atât se întoarce și ție mai mult. Foarte frumos și foarte important. Te felicit pentru inițiativă, pentru că am răspunsul tău. Îți propun ca împreună cu telespectatorii să urmărim campania noastră de sprijinire a economiei locale și revenim aici cu partea a doua emisiuni. Eu consider că acest tip de colaborare și economia colaborativă este de fapt succesul în businessul de modă. Fiind producător de bunuri timp de 20 de ani, înțeleg cu cât efort și cu câte de greu și mai înțeleg că angajații din România, oamenii din România sunt foarte harnici și inventivi dacă știi să le să-i motivezi și dacă știi cum să lucrezi cu ei. În primul rând, plătim taxe, angajăm oameni, ne aducem o contribuție importantă la creșterea economiei ca orice antreprenor. Putem da cu siguranță o șansă turismului românesc, însă pentru asta trebuie să credem în turismul românesc. Produsele românești, în primul rând, că sunt mai aproape de noi, au ciclu de producție mai scurt, sunt mai proaspete, oferim locuri de muncă. Oferim o șansă pentru o viață mai bună celor care produc aceste produse românești. Nu există o economie sănătoasă fără un stat sănătos și fără implicarea statului în economie. Nu există așa ceva. Am revenit, suntem în continuare la Business la Superlativ pentru a contribui la o economie sănătoasă. Fiecare dintre noi are această responsabilitate să producă, să cumpere, eu știu, să promoveze afaceri locale. Denis Cornea, asistent manager în cadrul grupului de firme Denis, este în continuare alături de noi. Denis, îmi spuneai puțin mai devreme că, sigur, e foarte important că noi explicăm raționamentul și algoritmul pe care îl face un comerciant asupra prețului. Include, eu știu, digitalizare, promovare, materii prime de calitate. Adică, în general, calitatea e ceva mai scumpă, dar te și ține mai mult un patof, o geantă de calitate. Îmi spuneai că materiile prime vin din Italia și sunt de calitate. Știm că, de fapt, inima modei acolo este. Eu am și o informație că nu doar materiile prime vin din Italia și designerul principal al brandurilor voastre este tot un italian. Așa este, aveți o informație corectă. Da, este un designer italian cu care lucrăm de 15 ani pentru partea de încălțăminte, Davide Vacari. Iar pentru segmentul de marochinărie lucrăm tot cu un designer italian, Pietro Mariani. Pot spune că am o implicare directă în acest segment de creație, pentru că momentan activez cel mai mult în segmentul de creație încălțăminte, dar și marochinărie. Și împreună cu ei mi-aduc aportul pentru noile produse, pentru noile colecții și reușim împreună să creionăm opere de artă, așa cum le numim noi acolo intern.
Foarte important. M-aș întoarce acum și la zona de Denis, parte masculină, practic efectiv brandul Denis. El este acum integrat în retail în cadrul magazinelor Anacori. Vorbesc foarte bine. Practic un perete este cu produse pentru femei, celălalt perete, da? Așa cum obișnuim la mall, cu produse masculine. Spuneai puțin mai devreme că totuși produsele pentru femei se vând mult mai bine. Deci dacă ar fi să facem un bilanț, să zicem, lunar, 30% parte masculină și 70% feminină, sau cum este de fapt? Da, este aproximativ o pondere ca cea pe care ați menționat-o, 70%, 30%. În ceea ce privește încălțămintea de bărbați, atunci când aleg Denis, bărbații aleg pentru pantoful elegant, pantoful care îi însoțește la evenimentele importante din viața lor. Însă, în ultimul timp, observ o tendință și în rândul pantofilor, în rândul sneakers-urilor, cum sunt numiți în ziua de azi, adică Adidas, pentru că am investit foarte mult în tehnologie, în ceea ce privește această gamă de produse, și adică în lejeritatea produselor. Uh-huh. Facem Adidas deconstruiți, adică fără căptușeală, tălpi foarte moi, din cauciuc 100% natural, cu o compoziție foarte moale. Și da, sunt bucuros că reușesc prin ceea ce facem la Denis, cu brandul Denis, sunt bucuros că reușesc să atrag și generația mea, și chiar asta îmi doresc pentru viitor, să integrez o colecție cât mai mare și pentru generația tânără. Viitorul tău profesional este în acest domeniu, așa-i? Da, pot spune că eu nu simt că muncesc. E o pasiune care mă conduce și care îmi conduce viața. Le mulțumesc părinților că m-au integrat de mic copil în această afacere, chiar de la 14 ani. M-au luat prima dată la muncă în producție. Nu mi-a plăcut la acel moment. Chiar mă certasem cu tata și spuneam, ok, toți se joacă afară și pe mine m-a pus să stau în producție cu angajați, nu e corect. Dar uite că cu timpul am prins drag de această meserie și chiar nu mă văd făcând altceva. E un domeniu în care ai nevoie de multă sensibilitate, de un bun gust, de rafinament, și chiar mă bucur că reușesc să duc mai departe munca părinților mei și să duc brandurile Denis și Anacori în Europa și chiar peste oceane. De ce nu? Tu porți de fiecare dată încălțăminte și accesorii din piele Denis? Pot spune că da, doar atunci când fac sport nu optez pentru acest gen de încălțăminte, dar da, mereu port încălțăminte de piele și produse de piele. Unde este petrecut timpul tău de muncă cel mai mult? În sensul în care stai la fabrică, stai la birou, mai mergi și pe zona de retail să vezi ce se mai întâmplă? Cum arată o zi de lucru din viața ta? O zi de lucru din viața mea e foarte lungă. Ziua începe la ora 5 dimineața, chiar la ora 5:30 ajung la firmă. Îmi beau cafea cu o parte din angajați, cu cei din departamentul de creație. După care începe munca. În momentul de față lucrăm la colecția toamnă-iarnă 2024-2025 deja. Iar pe lângă partea de creație mă ocup și de un segment din producție, chiar de aprovizionare și chiar de învățarea ceea ce înseamnă toată materia primă, de la tatăl meu și de la alți angajați și alți directori din producție care au experiență vastă în acest domeniu și care reușesc să mă facă să înțeleg cât de important este să alegem o materie primă de calitate atunci când facem pantofi, pentru că e la fel ca în gastronomie. Dacă nu alegi ingredientele corecte, nu are cum să-ți iasă o mâncare de calitate și o mâncare gustoasă. Recunosc că nu reușesc să-mi termin niciodată treaba. Asta pentru că sunt condus mereu de pasiune, iubesc ceea ce fac și asta încurajez pe toți tinerii care vor să aleagă un domeniu de activitate, să aleagă pasiunea în detrimentul banilor. Pentru că dacă alegi pasiunea, banii vor veni ulterior. Foarte frumoasă lecție de viață și de business totodată. În general, de câte perechi de pantofi are nevoie o femeie, din moment ce mi-ai spus că ele cumpără mai mult decât bărbați? Cred că e greu de spus. Asta depinde de fiecare femeie, dar aș spune că are nevoie de, în primul rând, de un stiletto, care e un pantof clasic în garderoba oricărei femei.
un sneaker, uh-huh. un sneaker, un Adidas lejer și comod pe care îl poate alege într-o zi de weekend, când iese la iarba verde sau când face o plimbare prin oraș. Aș spune că are nevoie și de o pereche de cizme. Iar nu în ultimul rând are nevoie și de accesorii, nu-i așa? De o centură de calitate și de o geantă. Ori shopping bag, ori o geantă mai mică care poate fi purtată zilnic. Acum, pentru că am adus în discuție numărul, cifra dată, aș întreba atât pentru Denis, partea masculină, cât și pentru Ana Cori, partea feminină, câte colecții aveți pe an și cu cât timp se pregătesc ele înainte? Avem două colecții pe an, primăvară, vară și toamnă, iarnă. Colecțiile se pregătesc cu un an înainte. Chiar recent am fost la târgul Linia Pele din Milano, uh-huh. unde se întâlnesc toți furnizorii și unde avem concentrată toată materia primă pentru încălțăminte. Acolo pot spune că este un soi de educație pe care noi îl facem în fiecare sezon, pentru că ne întâlnim cu toți furnizorii de piei, toți furnizorii de tălpi, toți furnizorii de accesorii și vedem ultimele noutăți, ultimele inovații, iar astfel alegem anumite articole, genți, tălpi, nu genți, alegem anumite articole, accesorii, piei, tălbi, după care creăm colecțiile noastre. Foarte important. Mă gândeam acum la faptul că aveți fabrica, aveți și magazinele fizice, dar totuși digitalizarea și, eu știu, pandemia și lipsa timpului ne fac să comandăm și online, pentru că, evident, avem și posibilitatea de a returna acele produse dacă nu ne vin bine sau nu ne plac. Evident, asta face orice magazin de mall. Când ați dezvoltat site-ul, care de fapt este și un shop online, Ana Cori? Site-ul a fost dezvoltat în anul 2013. Uh-huh. La inițiativa surorii mele, Andreea Cornea, care, cum spuneam, este director de imagine și de marketing în compania Denis. Pot spune că site-ul nostru este în continuă creștere. Observ că nu doar generația tânără preferă să comande online. În ultimul timp observ și o tendință în rândul generației fustei a doua. Și da, sunt multe persoane care comandă doar online și care preferă să nu mai străbată mall-urile pentru cumpărături. Deci, practic, viitorul va fi online, dar faptul că investiți de la 100.000 de euro începând pe fiecare unitate de retail aduce și un plus de marketing, pentru că văzând stradal H&C sau Denis sau numele brandului, e foarte frumos, adică încă rămâne experiența de cumpărături mai mult decât dorința de a-mi cumpăra o pereche de pantofi. Se prea poate să am 30 de perechi de pantofi și faptul că m-am plimbat într-o zi de weekend sau, nu știu, după amiază pe stradă, îmi dă o tendință bună. Am o cafea în mână și vreau să intru la cumpărături și mai cumpăr ori o poșetă, ori o pereche de pantofi. Deci, oricât de mult ar evolua zona online, magazinele tradiționale nu se vor demoda. Da, așa este, mai ales când vorbim despre încălțăminte și despre achiziționarea de încălțăminte. Pentru că pe site vezi doar o poză, dar în realitate simți și textura piei, vezi și silueta pantofului live, vezi și modul în care se încalță în picior și cred că e o experiență unică, adică cred că e o experiență mai plăcută și o experiență pe care eu personal o prefer. Eu nu sunt adeptul cumpărăturilor online, recunosc. Da, ține de personalitatea fiecăruia dintre noi și parcă ne întoarcem așa la un element mai clasic, să merg, să cumpăr, să văd eu cum este realizat, poate să am un dialog cu cel pe care mi oferă acel produs, care mă consiliază. M-aș întoarce acum la piața în care activați și te-aș întreba cum este concurența. Puțin mai devreme la campania de sprijinire a economiei locale îmi spuneai că toți producătorii, indiferent de haine sau de marochinerie, ar trebui să cooperați, pentru că e loc pentru toată lumea. Dacă voi ați reușit și ați ajuns la succesul de astăzi, și alte branduri care au venit după voi au reușit și au ajuns la un anumit grad de succes, mai sunt și rețelele internaționale și poate atelierele pe comandă. Deci, practic, cum arată piața în acest moment și cum reușiți să vă mențineți la acest nivel? Da, într-adevăr, piața este destul de aglomerată deja și de brandurile care și-au exportat marfa la noi în țară și care au reușit să se integreze bine pe piața din România. Ne luptăm și cu producători locali, însă
concurența noastră o reprezintă în special marfa care vine din export, chiar marile branduri. Reușim să ne menținem pe piață prin produse calitative, prin produse inovatoare și prin produse de ultimă generație și de ultimă modă, pentru că investim foarte mult în partea aceasta de creație prin designerii noștri. Și facem și foarte mult research pentru a găsi exact nișa de produs și totodată cele mai potrivite produse pentru clienții noștri. Produsele voastre ajung și la export, în sensul în care de pe, stai să zicem, online, ajung în Europa, poate pe alt continent, de ce nu? Da, cu site-ul nostru Anacori vindem și online în Europa. Chiar ultimul bilanț pe care l-am vizualizat a fost recent și am văzut că cei mai mulți clienți români, de altfel, sunt în Regatul Unit. Deci românii cumpără produsele voastre? Da, în mare parte românii. Chiar dacă, având în vedere că vindeți în Regatul Unit și nu doar, putem spune că Denis, la nivel de companie sau Anacori, ca brand, a devenit un brand internațional? Da, putem spune și asta, însă, cum spuneam și mai devreme, țelul și scopul generației tinere în grupul Denis, adică al meu, al Iulei și al Andrei, este să ducem brandurile Anacori și Denis la cât mai departe și să dezvoltăm magazine în Europa. Suntem interesați de Viena, de Sofia, iar chiar acum, chiar în momentul de față, suntem în discuții avansate cu despre un parteneriat în Dubai. Foarte frumos, pentru că ajungem la concluzii. Denis, mă întorc un pic la tine, la structura ta profesională și te-aș întreba ce tip de antreprenor te vezi în viitor? Unul mai mult rațional sau unul mai mult emoțional? Cred că mă văd unul mai mult emoțional, pentru că moda înseamnă emoție. Moda înseamnă să-ți exprimi o sensibilitate care vine din interior prin produsul pe care îl creezi. Și moda înseamnă să transmiți mereu ceea ce simți tu prin ceea ce creezi. Denis Cornea, îți mulțumim tare mult pentru prezența ta la Business la Superlativ și îți dorim succes. Și eu vă mulțumesc și eu vă doresc succes. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Sunt Flori Stoian și vă dau o întâlnire luni la aceeași oră 20, dar la emisiunea de actualitate La Zi. Să aveți o seară excelentă și rămâneți cu Așteptări. Această emisiune a fost oferită de Maurer Imobiliare și Privilej Automotive.